Da, am ascultat și poziția lui Rareș Bogdan, europarlamentarul lui Rareș Bogdan, și ni se alătură chiar acum Răzvan Nicolescu, fostul ministru din România. Domnule Nicolescu, fost ministru al energiei, actual membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom. Cât pierde România dacă nu va fi acceptată în Schengen, domnule Nicolescu? Care sunt cifrele? Am văzut o analiză făcută. Pierderile sunt pentru economia românească 200 de milioane de euro pe lună. Iar în cei 11 ani am pierdut la valoarea actualizată a banilor peste 25 de miliarde de euro. Din acest motiv, acest banditism politic al celor doi politicieni austrieci care au luat practic ostil 30 de milioane de cetățeni și valorile Uniunii Europene trebuie să înceteze. Trebuie să înceteze, spuneți dumneavoastră, domnule ministru. Vreau să merg chiar acum la europarlamentarul Tudor Ciuhodaru, este alături de noi și vine cu informații, simte pulsul lucrurilor de acolo, de la Bruxelles. Care este situația, domnule Ciuhodaru, din discuțiile pe care le-ați purtat, din informațiile pe care le aveți? Ce s-a întâmplat? Pentru că înțeleg că lucrurile s-au schimbat de la un moment la altul, am avea parte de susținere din partea anumitor țări. În Germania este într-adevăr un nou partener al nostru, mai ales pe această ultimă 100 de metri. Dar, domnul Bistriceanu, haideți că deja eu sunt revoltat și n-am trăit atât umilință niciodată. Ca popor, ca țară, suntem ținuți la porțile Europei, pentru că unii spun nein, halt, după bunul plac. Eu credeam că Uniunea asta europeană este bazată pe reguli. Reguli pe care le respectăm cu toții. Iar de la începutul mandatului meu în Parlamentul European am spus de fiecare dată. Nu există niciun discurs pe care să-l fi avut acolo care nu începea cu onorată comisie, onorat consiliu, îndeplinim toate condițiile când intrăm în Schengen. Se pare că suntem cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Unii sunt mai egali decât alții și ceea ce mi-am dorit pentru români și pentru România, ca noi toți să fim egalei Franței, Germaniei, Olandei și mai nou, uitați-vă, și Austriei. Mi se pare incredibil că cineva, după bunul plac, să spună nein, halt, fără niciun fel de argumente, pretextul că au apărut noi migranți de nu știu până unde, să contești chiar agențiile europene, să contești Frontex-ul. Nu știu, poate au apărut peste noapte vreun milimetru de frontieră între România și Austria. Pretexte se pot găsi oricând. Dar ceea ce este cel mai grav este că în acest moment, când gândiți-vă, acest proiect european este pus de multe ori sub semnul întrebării, că încrederea românilor care s-au săturat, cum am săturat și eu, să fim ținuți la porțile Europei în contextul în care îndeplinim toate condițiile din punct de vedere tehnic, iar răbdarea noastră chiar nu este la nesfârșit. Iar domnul Bistriceanu, eu vă spun astăzi o chestie foarte clară. Dacă votul nu va fi favorabil României astăzi, eu voi vota împotriva oricărui proiect care este favorabil Austriei în Parlamentul European. Importantă reacția dumneavoastră, domnule Ciuhodaru, mai ales că sunteți europarlamentar și aveți această putere. Vom discuta și vom urmări cu mare atenție, însă mergem chiar acum mai departe cu Breaking News.